Că nu se mai face performanță, ci sport de masă, ok. O să și considerăm că acest sport de masă, performanță, este echitabil, ne convine. Nu ne interesează termenii folosiți. Nu ne interesează. Mi s-a spus că fetele trebuie să antreneze cu o antrenare sau un antrenor care va fi angajată pentru inițiere. În condițiile în care fetele sunt de 7, 8, 10 ani la această secție, cum să facă din nou inițiere când ele fac performanță? Se ele sunt experte, practic, sunt la un nivel foarte avansat. Cum să facă inițiere? Da, a, da, vi s-a transmis că o să fie înlocuit antrenorul? Nu, nu a spus că o să fie. Da, așa a spus că nu va mai exista antrenor la performanță, se va angaja un antrenor la inițiere care va lucra cu aceste fete, cu fetele noastre care nu și mai le sunt va face și coreografii, nu? Le va face exerciții și tot ce implică. Cine vine? Că e postat anunțul de o lună și ceva. Este... E postat anunțul că este sunt în căutare anunțul, de antrenoare, da, la inițiere, dar se zbat să găsească, se zbat. E o zbatere pe ei, Doamne! Nu știm care este statusul acestui demers de angajare a unui antrenor la inițiere. Care statutul. Mai mult decât atât, noi suntem cumva consternați de faptul că nu se înțeleg nevoile unei astfel de secții și faptul că poți pune atât de ușor că un antrenor cu experiența doamnei Puiu poate fi înlocuit de un antrenor de inițiere. Asta este clar, nu e ok ce se întâmplă. Noi trebuie să avem un antrenor care știe, care are un background în spate, care are rezultate, exact cum este doamna Simona. Nu este normal să fie tratată, în primul rând, dumneaei așa și, în al doilea rând, copiii noștri și noi prin prisma copiilor.